Am discutat despre Cartea Faptele Apostolilor, scrisă de un bărbat pe nume Luca, ca o continuare a Evangheliei după Luca. Cartea Faptele Apostolilor a început cu Iisus care le spune discipolilor săi să răspândească vestea bună despre împărăția sa. Trebuiau să înceapă din Ierusalim, după care să meargă în regiunile vecine și de acolo până la marginile pământului. La Ierusalim, mesajul lor a fost primit de mulți, dar și respins de mulți, mai ales de conducătorii templului. Ei erau scandalizați de această nouă afirmație, conform căreia întreaga istoria Israelului se împlinise prin viața, moartea și învierea lui Isus. Unul dintre acești lideri, un bărbat pe nume Saul din Tars, depunea eforturi neobosite pentru a opri mișcarea. Asta până când l-a cunoscut pe însuși Isus cel înviat. Această întâlnire l-a transformat pe Saul, dintr-un dușman al lui Isus, într-un vestitor al împărăției sale. Ani de zile el a călătorit prin tot Imperiul Roman, folosindu-și numele roman de Pavel, punând peste tot bazele comunităților lui Isus. Una dintre cele mai mari dorințe ale lui Pavel a fost ca toate aceste comunități diferite să se simtă ca un singur popor unit, indiferent de diferențele dintre ei. Evreu sau neevreu, bărbat sau femeie, sclav sau om liber. Iisus crea o familie unită de oameni egali care trăiesc împreună sub stăpânirea lui. Astfel ajungem la secțiunea finală a cărții Faptele Apostolilor. În Ierusalim, unde a început mișcarea, discipolii evrei al lui Iisus trec printr-o perioadă de secetă și lipsă de alimente. Pavel ținea foarte mult la unitatea bisericii, astfel demarează un proiect important de strângere de fonduri în rândul diferitelor biserici începute de el. Vor strânge toți bani, iar el și un grup de reprezentanți îi vor duce drept ajutor pentru Ierusalim. Pavel însă nu este în siguranță în Ierusalim. Liderii evrei de acolo îl urăsc atât de mult, încât îl vor mort. Pavel știe că i s-a pregătit o capcană. Prietenii săi îl roagă toți să nu se ducă, dar nimeni nu-l poate opri. Da, de ce și-ar risca Pavel viața pentru a duce acest dar? Nu putea trimite pe altcineva? Ei bine, pentru Pavel era ceva personal. Ierusalimul este locul unde, în trecut, el a participat la uciderea discipolilor lui Isus, dar acum el are șansa să le slujească. De asemenea, este locul în care Isus însuși a fost executat. Astfel, pentru Pavel ar fi o onoare să sufere acolo, alături de împăratul său. Pavel merge la Ierusalim și, așa cum era de așteptat, ajunge pe mâna dușmanilor săi. Se strânge o mulțime care încearcă să-l omoare, dar soldații romani îi salvează viața, ducându-l în arest. Liderii evrei îl acuză pe Pavel că a început o revoltă împotriva Romei, dar nu pot dovedi acest lucru. Iar romanii nu știu ce să facă cu el. Da, ei văd că Pavel nu este un infractor, dar afirmația lui că un evreu răstignit este împăratul înviat al lumii îi provoacă mereu probleme. Astfel, Pavel este transferat de la o instanță la alta, până când cere să fie judecat în fața lui Cezar în Roma. Aceștia îl transferă bucuroși. Pe parcursul acestei secțiuni din Faptele Apostolilor, Luca, autorul istorisirii, a înfățișat procesele și întemnițările lui Pavel, astfel încât să semene cu istorisirile sale anterioare despre procesele și întemnițarea lui Isus. Luca subliniază un lucru important. Când oamenii lui Isus urmează calea lui Isus, parcursul vieții lor începe să semene cu parcursul lui de viață, care e frumos, dar care vine cu un preț. În drum spre Roma, corabia care îl transportă pe Pavel este lovită de o furtună violentă. Toată lumea se sperie. Cu excepția lui Pavel, el este jos la masă împreună cu alte persoane, la fel cum făcuse Iisus cu o seară înainte de a fi judecat. Pavel spune binecuvântarea, iar apoi frânge pâinea, făgăduindu-le că Dumnezeu va fi cu ei prin această furtună. A doua zi, corabia se lovește și apoi se sparge de stânci, dar toată lumea este dusă în siguranță de valuri la mal. Lucru extraordinar, dar Pavel nu scapă de probleme. Este dus la Roma și plasat în arest la domiciliu. Dar nu este atât de grav. În casă el poate primi grupuri de evrei și neevrei împărtășindu-le vestea bună despre Iisus, împăratul înviat. Este o mișcare îndrăzneață în Roma, centrul puterii unde Cezar stăpânește lumea ca rege. Da, ai alternativa împărăției total diferite a lui Iisus, care crește chiar în inima celui mai puternic imperiu al lumii, totul doar prin suferința unui întemnițat. Luca încheie istorisirea cu acest contrast dintre împărății. O imagine extraordinară, dar relatarea ar trebui să vorbească despre mesajul care se răspândește până la capătul pământului. Deci, n-ar trebui să continue? Desigur, Luca a lăsat intenționat istorisirea deschisă astfel încât cititorii săi să știe că aceasta nu s-a terminat și că și ei pot face parte din împărăția lui Isus, care continuă să se răspândească până în zilele noastre.